sau 5 de internet ale din țările Europei. Una e prin Lituania, în Estonia, una în Polonia, una în Grecia, Cehia și acum asta, România, cu deosebirea că revista www.cultural.ro, asta este adresa, că e lucrate acolo, ea apare spre deosebire de celelalte, apare și tipărită, deci forma este aceasta, în format A3, vreo 282 de pagini și cu 8 coperți, cam 290 de pagini revista tipărită. Urma ar mai fi suplimentul ei, care este de sine stătător, raftul de poezie. Noi am considerat să începem raftul de poezie, care va fi o antologie a revistei culturale. Dacă eu trăiesc și cu autorul dumneavoastră, acelor mulți scriitori din sală, sunt mai special pe numele. El este dedicat și începe seria aceasta raftului de poezie cu cartea 1 și pluralul al Arcadio Pais. Este declarată cartea, a fost declarată cartea anului în 2009 în Ucraina. Este un poet de excepție și vă invit să-l citiți. Mai sunt câteva exemplare pe aici, vă voi mai intra când se termină. Avem și poetul Cezar Cărescu, redactor. Această revistă, eu vreau să spun că nu se sparge de unul singur, că nu ai cum. Peste 110-111 autori publicați, unii sunt foarte mari, deci nu ar avea nevoie, însă gândul meu secret este de a lansa tinere talente și de a-i sprijini pe tot parcursul evoluției lor, pe cât posibil, prin această formă a revistei. Deci revista tipărită, revista tipărită, haide să o mai... Puneți microfonul, se aude. Nu, că se aude. E bine mai ușor pentru că n-am putut să... Nu, nu, nu e nevoie. Știa că nu m-a auzit? Foarte bine. Foarte bine. Aici? Da. Aș vrea să... Revista este apărută într-o opțiune care este o mai frumoasă, zic eu. Cu colaborări din străinătate, are secțiuni în vreo 5-6 texte și în limbi străine, deci lituaniană, polonă, engleză, germană, franceză, mă rog, mai sunt câteva. Și are, că se vrea, la secțiunea interferențe, este și secțiunea interferențe, pentru că suntem în modelul lui Ioan Stătinescu. E un, cred, da, asta e seria de secțiunea de interferențe, în mai multe timp, în care noi am vrut să fie texte și ale străinilor, deci nativ de țările respective, dar și traducerea ale scriitorilor din, din România în limbile de circulație. Acum, cred că ar fi foarte nimerit de mulțumire, știți cum se mulțumește la televizor. La părinții, eu ce să zic? M-a avut noroc că soția m-a înțeles cu atâta cheltuială ce este aici, soția mea stea. Și mulțumesc foarte mult, nu știu, cât, că vă dați seama, revista se dă gratis. Deci, eu voi pune bani și totdeauna în revistă și nu recuperez nimic. Și nici nu dau voie să vând ceva din ea, vă dați seama că n-am scris în 5, în 6 limbi, că revista se dă gratuit bibliotecilor din publice din România, Uniunilor de Creație, la autori. Nu o să pot, dacă nu am atâția bani, că nu mi-aș da Dumnezeu bani cât aș vrea eu să dăruiesc. Dar, în formatul, măcar în formatul CD-ROM, pot da la fiecare autor din cei 118 autori care publică în revistă și, sigur, să dau și celor care vin la ipotești, nu s-a lasă aici, rugămintea mea, mulțumesc domnului director că m-am găzit aici, de fapt a fost inițiativa lui Ireu Coneaga, cel mult dintre sufletul, sufletul revistei, care e un suflet mare în caseta redacțională. Lui trebuie să-i mai mulțumesc, al doilea,
Dumnezeu. Și mă bucur că nu m-a părăsit acum și că datorită lui a apărut și intertextul, cealaltă revistă de cultură pe care le-a folosit. Dar a care depinde, a fost o cadou ca secolizat și depinde de fondurile date de stat. Eu vreau fondurile, m-a întrebat cineva, domnul Rescanu sau nu știu cine, care e invitatul dumneavoastră? Păi invitatul meu este Dumnezeu. Și a venit, pentru mine este mare oare, a venit foarte mult la așa ceva. Colegii mei spuneau la Casa Fotografică unde cu Dumnezeu și voi, dar o să vină doi oameni în sală. Păi da, spectacolul se ține pe tot singurul. Sora mea a fost conservatorul și știu asta din copilărie. Era în stare să cânte și toată orchestra adunată pentru un singur om din sală. Asta este. Ceea ce vreau să spun eu, ca să trecem la să-mi permite să spun oamenii de tot, să citesc jucării, dacă aveți răbdare. Deci, revista de cultură și sinteză, va apărea n-am, nu pot, e foarte multă primării de acare, eu trebuie să fac. Atâta, că se tipărește tiparul plătit și legat la tipografia atelier din Bătășani. Și tiparul la casa fotografic și câteva coperți la sincopii la ea. Deci e un efort mare și n-aș putea să mai fac eu să-mi duc programul meu de scriitor, de amfuslastic, pentru că asta mi-a dat Dumnezeu să fac și asta trebuie să fac. Adică n-aș să mă transform numai într-un făcător de regle și nu doresc. Însă, înainte de a scoate cărțile mele, am albume de altă, am cărți apărute, însă nu prea cumpleci pe ele, aici pe ele, nici lansarea aceasta n-am vrut. Dar s-a întâmplat. Haideți să revin. Este vorba despre Gică Mana. El e. Un pic să vă vadă. Nu e nevoie. Datorită acestui, hai să nu, e un om extraordinar, care a știut să tot mă întinde să fac revista de cultură interfex. Pe urmă, m-a bușit în Godzilla asta, în care sunt foarte multe nume apărute, este o revistă de tinută, ea este ilustrată de Antal, Aurelian Antal,